Războiul cu gaze este un alt câmp de luptă al lui Vladimir Putin și mulți europeni ar putea suferi iarnă. Deci, astfel încât Putin să nu aibă întregul continent în lemnul său, olandezii sunt mai concentrați pe propriile rezerve. Acesta este depozitul de gaz Groningen, la nord-estul țării, cel mai mare de acest fel din Europa. Soluția sună bine, dar există unele probleme. Spectacolul a fost difuzat sâmbătă la ora 12:30 și reia de la ora 19:30. Casa deteriorată a lui Jean Munnec a fost consolidată pentru a rezista la viitoarele cutremure. O operație complicată. Această parte a clădirii este deja reparată. Puteți vedea aici, tija de fier păstrează pereții și interiorul casei, arată bărbatul. O altă secțiune trebuia demolată complet și este reconstrucția. Extracția gazelor provoacă cutremure în Olanda. Casa lui Groningen a fost deteriorată în 2012, în urma unui cutremur puternic. Timp de 10 de ani, extragerea gazelor a provocat cutremure în această zonă. A fost oribil, totul se mișca, a fost un zgomot imens, a fost un zgomot puternic, a fost o pierdere uriașă, a fost o casă frumoasă, am fost fericiți, explică Jean Munnec. Cutremurul a provocat aproape prăbușirea vechiului hambar de peste 100 de ani. Acum acoperișul său este consolidat cu grinzi de oțel. Munnec a păstrat o urmă de cutremure care au început în regiune în anii 80. Cei marcați cu roșu erau puternici, unele chiar mai mult de 3 pe Richter. Am început să urmăresc cutremurele în 1994 și am oprit în 2015, pentru că au fost atât de multe, încât această listă ar fi ajuns pe teren, explică Jean Munnec. Peste 160.000 de cereri de remunerare și o soluție. Până acum, cutremurele au dus la peste 160.000 de cereri de remunerare, ceea ce a făcut ca guvernul să reducă producția de gaze și decide să închidă depozitul de gaz până anul viitor. Dar războiul din Ucraina și reducerea fluxurilor de gaz în Europa au pus sub semnul întrebării aceste planuri în cauză. Guvernul olandez ia în considerare exploatarea rezervelor în caz de urgență în timpul iernii. Michael Mulder este expert în energie la Universitatea din Groningen. El consideră că este posibil ca producția să fie crescută temporar, iar guvernul mulțumește și locuitorilor. Dacă luați în considerare valoarea gazelor de pe piață, atingeți cantități uriașe. Cea mai bună decizie pentru